m-am gândit să le fac ceva lui Neamărin, lui Liviu, pentru că m-au lăsat acolo singur. Le blochez drumul de întorcere. Nu a fost bine să me lasă în singur. Bastardo maledito! Când mi-e super vorbesc italiano, scuzați-mă, da. Așa superat, da. După ce m-am făcut tot planul, eu m-am făcut o fustă din ierba, mă camuflam foarte bine în pădure. Stai cu tata aia! Să vedem! Ești nebun! Dacă ai jucat vreodată când erai mic pe Nintendo sau pe astea, știi? Capul! Natura asta este fior. Capul jos! Când eram eu copil, era un joc de la... Băgai o casetă, te uitai la televizor și jucai. Mă simțeam în jocul ăla. Ține-mă, Doamne! În viață! Neamărin, revenim! Aolo, ține-te bine! Ține de căruță! Și cum ne apropiam noi de cabana vânătorului? Mamă! Eu am văzut baricadă. Erau, cred că, vreo 20 și ceva de baloți. Într-o căruță, pe lângă căruță, baricadat tot drumul. Nu puteai să treci. Nu trebuia să-mi fac asta, Neamărin. M-am ascuns într-un colț? Nu pot să cred că ai făcut așa ceva, Sony. A blocat drumul? Sony chiar și-a bătut capul. A construit o mare fortăreață ca noi să ne oprim. Și am zis, băi, stați așa, opriți aici, mă dai eu jos, să desfac baricada și trecem. Cine a baricadat aici, băi? Sony! În clipa când eu mai aveam, cred că, doi baloți de dat jos, cobor din căruță. Eram super zen, relaxat, mă uitam, admiram peisajul. Shift a venit spre mine. Era totul atât de frumos și la un moment dat, prin pădure, mă uit într-o parte și văd un nebun dezbrăcat. Sony era camuflat tot așa. Mișelește ca un trădător înrocit, a ieșit cu o fustiță, fustă făcută din liane, fustiță din copaci. Și avea ceva în mână. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, bă, fugi, bă! M-a nimerit pe mine fix în spate. Eu pe moment n-am știut cu ce a dat. Mare ou. Mare ou, mamă. Nu orice fel de ou, ou clocite. Mamă. Și primesc un nou în ouă. Ma. M-a dresat cu... Da solo, cu apă. Neamărine, prinde-l! Unde? Gata, dați-vă așa, băi! Mai, dați-vă așa! Da-ți lăsă, sigur! Nu-l mine! Unde e Liviu? Am mergat după el, ne-am mărit după el, toată lumea după el. Era război, aruncat în toate părțile. Bă, țipete, urlete, bă, nu mai da, bă, nu mai da. De ce în mine? De ce în mine? De ce? Ce? M-ai lăsat aici? Nu înțelegeai nimic. Ouă aruncate din toate părțile. Aia țipau, urlau și ăsta tot dătea în ei. Bastardo! Dă-i mă cu lemne! Prinde-l, mă! Leagă-l, mă! Leagă-l! Ia-o repede, că i-am spus. Prinde-l! Când am văzut că se îndreaptă către mine... Ce face, Neamărin? Ferește, ferește! Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Am alergat și eu după el. Fugi! Era prea departe. M-am dus de frică un kilometru înaintea lui. Și nu l-am prins. Păi ce poate să mă prindă? Cel mai puțin fusesem atins și nu puteam să mai fac echipă cu nimeni. S-a apropiat, am luat praștia. Nu trebuia să... Un pic m-a atins pe mâna stângă aici, am uitat o. Eu am început să fug de jur împrejurul microbuzului. S-au terminat ouăle, am rămas fără arme. Eu n-am gândit prea mult că m-a apropiat să dau cu roșia în el. Liganul ăla mai avea niște zeamă adunată de la toate ouăle sparte în timp ce le lua. Și-a dat cu toată aia pe mine, mi-a intrat în ureche. Mamă, ce ne-a făcut?
Ăsta i-a bătut pe ăștia de i-a făcut din cap până în picioare numai o. Curgea albușul, gălbenușul pe fața lor. Wow, 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 puta wow, wow. Mi-a dat în picior. Cum să arunci cu ouă în noi, în ideea în care noi eram atât de transpirați? Te dai seama cum miroseau ouăle alea, oribil. I-a dat. L-a lovit frumos. Pe Liviu, din păcate, l-a nimerit foarte prost. Și nu putea să meargă. Eu eram sub anestezie totală de la jumate în jos. Ce mi-a făcut pe cap ea? Eu sigur de la ajutat, mă. Oați, efectiv, avea o omletă de ouă clocită întinsă pe el. Ia! Ia! Ascultă-mă ce zic. Ai da? Ascultă-mă ce spun. M-am supărat pe el și de atunci n-am mai putut să mai vorbesc cu el. Eu nu m-am supărat pe Sonia, îmi place genul ăsta de om. Și mi se pare că a destins un pic atmosfera. Mi-am distrat foarte tare, a fost ceva... o prăjeală totală. Sonia a făcut toată povestea asta pentru că e fugit cu minte. Adică măcar să faci tu o listă. Dai și tu n-ai te-a supărat. A nebunit Sonia, da. Deci el cred că a muncit foarte tare să facă toată combinația asta. Am înțeles că a avut 60 de ouă. Dar erau stricate, mă, nemernicule. Păi, dar ce crezi, că erau fresh? Toate mațele din mine vreau să-și dea demisia. Pe mine nu m-a atins. M-a ieșit destul de bine, dar trebuia să iau bătrinul ăla, dar alerga prea tare. Nu l-am prins. L-am întrebat, băi nebune, de ce ai făcut chestia asta? În momentul de distracție se duce ei și pe mine mă lasă acolo. Nea Marin mi-a zis, uite, te las aici ca un premiu. Un premiu, mă, ce premiu e? Că mă lasă aici ca un nebun, singur. Ei, uite că el s-a răzbunat pe noi. Fără ouă! Merită. Problema! Băi! În capul meu, în continuare, răzbunarea se aduna și se crea. Ușor, la scăpat, la scăpat. Mi-a scăpat breca, a alunecat în mână, era să-l omor. Facem un fău, da. Dacă îi dădeam un ochi. Nu se mai poate, trebuie să ceaia că... Uite ce mi-a făcut. Zic, a doua oară astăzi când mă face varză. Mi-a dat cu ex. E ok.